Doamne Iisuse Hristoase, dulce mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, într-o această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai primit moarte pe cruce pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fără de legile noastre cele rele. De aceea ne rugăm bunătății tale celei nemărginite să ne faci și pe noi părtași sfintelor tale patimii, cinstitelor răni și morții tale celei de viață făcătoare, pentru ca să ne învrednicim prin darul tău. Să câștigăm și noi asemenea ție, pentru dragostea ta, precum tu, cel milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră întărindu-ne pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când te-au răstignit nemulțumitorii evrei. Și ne înviază simțirile noastre cele sufletești, ca să cunoaștem moartea ta, precum ai făcut de te cunoscut și zidirile cele neînsăflețite, care s-au mișcat la răstignirea ta, cum te-a cunoscut telharul cel credincios și, rugându ți l-ai primit în rai. De aceea întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucurie, de astăzi înainte, crucea ta cu deplină pocăință. Întristarea morții tale să o simțim, precum au simțit-o preasfânta ta maică, ucenicii tăi și mironosițele femei. Dă-ne, Doamne, și nouă, darul tău, precum ai dat atunci tâlharului celui rău, și iartă păcatele noastre pentru sfintele tale patimii și ne primește prin pocăință împreună cu El în rai, ca un Dumnezeu și ziditor ce ne ești. Asemenea a făcut toți creștinii, vii și morți, precum se roagă ție, în toate zilele, Sfânta Biserică și le iartă lor toate păcatele și învrednicește pe ei de împărăția ta ca să vadă lumina ta și să mărească slava ta. Ne închinăm crucii tale, Hristoase, și zicem către dânsa, mărire ei pentru dragostea ta. Bucură-te, prea cinstită crucea lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Isus țintuit. Bucură-te, pom prea pentru că tu ai ținut rodul vieții ce ne-a mântuit din moartea păcatului. Bucură-te, toiagul cel tare care ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheia împărătească ce ai deschis ușa raiului. Ne bucurăm și noi pentru că vedem pe vrăjmașii tăi surpați jos, iar pe prietenii tăi împărățind în ceruri, pe vrăjmașii tăi biruiți de puterea ta, iar pe creștinii ce ți se închină, înarmați cu puterea ta. O răstignitul meu Hristoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte bat jocuri și câte necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevărată răbdare. De aceea, cum putem noi să fugim de cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să ne pară grele chinurile, văzând pe stăpânul nostru că le iubește și le cere și le socotește lui de mare cinste. Rușine ne este, cu adevărat, de ne vom întrista de relele ce ne pricinuiesc oamenii sau de ispitele ce ni le aduc diavolii, trupul și gândurile noastre cele rele. Sau pentru sărăcia și bolile ce ne vin din voia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, deoarece acestea toate le trimite pentru ca să ne apropie mai mult de El. Pentru ca să-l slăvim și să ne pedepsim în această viață pentru binele nostru, pentru ca să ne odihnim cu mai multă mărire într-un părăția lui cea veșnică. Și de vreme ce este așa, înmulțește-ne, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile, dar să ne înmulțești împreună și să ne prisosești și răbdarea și puterea, ca să putem răbda toate câte ni s-ar întâmpla. Pentru că recunoaștem că suntem neputincioși de nu ne vei întări, orbi de nu ne vei lumina, legați de nu ne vei dezlega fricoște nu ne vei face îndrăzneți, răi de nu ne vei preface în buni, pierduți de nu ne vei ierta, rob de nu ne vei răscumpăra cu bogata și Dumnezeia scata putere și cu darul sfintei tale cruci, căreia ne închinăm și o mărim, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.